Crezi că fata... Ce așa amuzant? De ce zâmbești? Ai violat-o? Îți pare bine așa ce ai atunci? Nu ce ai niciun regret? Tu ești mândru de ce ai făcut? Ai văzut-o pe fata seara? Ai văzut că era cu lacrimi în ochi? Crezi că a fost terorizat atunci? Ce crezi că ai meritat pentru fapta ta? Cum ar trebui să plătești? Ai susținători? La mine nu mi-e foame. Vi-e foame? Sigur, ție ți-e foame la cum ești îmbrăcat. Avem foame? Nu. Aveți copii? Nu. Nu am, da. Dar dacă ați fi avut și fata dumneavoastră, a fi fost violată de 7 dar, copii? Dar părință trebuie să aibă grijă de fete, de copii. Păi și de fete și de băieți, de ce n-au avut grijă părinții? Au băieți, sunt pic mai cum sunt băieți. Cum adică băieții au dreptul să facă ceea ce au făcut? Duceți la vecinii din la Munten, de unde dușești, întrebați de tot Muntenul de acolo, nu toți vecinii, cine este acela? Nu contează ce. Ba da, contează. Dacă erau vinovați 100%, aveți să-i condamne cum au mai fost violuri. Îi arestat din primul din la primul proces. Dar 3 sau 4 au fost cu fapta. Și dar 3 de ce nu? Nu contează, vorbim de ăia 3. Ăia au fost mai minori, n-au avut cap. De asta. Nu sunt domni minori. Ba da, sunt minori toți. Toți sunt minori. Dar nu vă rog frumos, hai închideți, lăsați că mi-ați făcut satul. Noi primar, n-avem noi popă, ne-ați făcut de tot rușine. De tot rușine am vălit aici. Și credeți că merită un om care violează? Nu, nu mi-am făcut. Pentru că toate televiziunea ați venit și ați râs aici din noi. Ce filmați? La ce filmați aici? Fapta e de lăudat? Nu-i de lăudat, dar se greșește. Nu este om ca să nu greșească. Ce dar se iartă. Deci, au fost crime, câte crime au fost peste tot. Nu au fost în halul ăsta cum e acum aici aia. Nu a fost așa. Pentru că e revoltător. De ce e revoltător? Pentru că voi ați revoltat tot, că ați venit și ați filmat și colo și colo și pe dincolo și așa. Ați venit la orice poartă. Hai să filmăm să poartă. Intrigă faptul că o femeie a fost violată. Pentru dumneavoastră vă deranjează că cei din comunitate. Dar de ce nu vă duceți și constatați totul? Vă duceți la... acolo unde este fata, nu? Pentru că eu sunt cetățean de aici din Văleni, nu? Asta. Și eu umplu și colo și pe dincolo și eu aud și eu cam urechi, aud ce s-a întâmplat cu fata aia. Și ce deci aia nu a fost chei de biserică, fata aia. Dar ce relevanță deci fata vrea să răzbune pe băieții ăștia, așa atât. Domne, dacă ea nu a fost ușă de biserică, băieții ăștia trebuia să o batjocorească? Dar ea a vrut așa. Cum adică ea a vrut? Ea a vrut și acum ea vrea să scoată pe schinarea la băieții ăștia. Dar fata a procedat corect? Păi ce a făcut? Fata a procedat corect? Păi n-au fost 7 fete pe un băiat, au fost 7 băieți pe o fată. Lăsați-mă, gata. Nu, măi, duceți-vă așa, poate aveți de prășit. Dacă ar fi în fața dumneavoastră cei 7 indivizi, ce le-ați spune? Nu știu ce. N-aș avea cuvinte așa să pot scoate pentru ei. Ce ar merită? Să plătească, cum au greșit să plătească. Ce e sufletul dumneavoastră de mamă când vă vedeți fiica traumatizată și ei liber pe ulițele satului? Un gol imens, așa, numai, parcă toată lumea merg așa, vă dați seama că e cumplit, nu sunt cuvinte de vorbit. V-au afectat cele întâmplate, eu știu, mobilizarea aceea pe Facebook a familiilor violatorilor. Dacă au tupeu, așa fac. Vă dați seama că aici vine tupeul, curajul, susținerea. Asta este, toate vin de la sine. După violul acela cu bestialitate? Ați încercat să puneți presiune să-și retragă plângerea? Sunt mândri părinții voștri de ce ați făcut. Un pic, te văd că zâmbești. Ai un regret? Niciunul? Nici măcar acum? Ați avut înțelegere sau cu fata? Vrei să-ți ceri iertare față de ceea ce ai făcut și față de familia fetei? Te simți vinovat în vreun fel?